încercat să plec peste hotare la muncă, la negru, peste păduri, ape, râuri, exact cum unii povestesc, dar până nu trăiești asta nu înțelegi. În Germania am fost prinși pentru trecerea ilegală de frontiere, am Oh, stat închiși wow. acolo, am primit deport, ne-au transmis în Polonia, am stat închis și în Polonia câteva săptămâni, ne-au făcut și de acolo deport și am revenit în țară, în Republica Moldova, cu speranța de a încerca încă o dată, deja, dar prin alte căi, spre Israel deja să plec, ca să muncesc acolo, iarăși la construcții, plecam să muncesc în construcții, ca să fac niște bani, ca să vin înapoi, ca să îmi iau o gentuță, nu știu cum se numesc la voi, la noi se numeau barsetcă, și un Bună. Nokia 30-30 și un Opel Vectra. Astea erau trei elemente care...